Astăzi este duminică 4 august 2013 și mă aflu în localitatea Mărăcineni din județul Buzău, în crescătoria tandemului columbofil format din domnii Cornel Poterașu și Doru Burlacu. Doi crescători foarte serioși, un tandem relativ tânăr constituit, dar cu rezultate din ce în ce mai bune de la un an la altul. Acum am plăcerea să filmez o femelă, o super femelă, zburătoare. Este vorba despre ce femelă, domnul Doru? O femelă de Dezmet Matiz Banche. Da, cu ce serie? Seria 0790-926-2011. Deci o femelă mai tânără și mai tânără. La 2 ani de zile. Super, arată super. Trebuie să spunem pentru vizitatorii site-ului nostru că această excelentă femelă a obținut de curând un rezultat foarte bun. S-a întors de la Moscova, distanța de concurs 1400 de kilometri, într-o condiție fizică de invidiat. Personal am pus mâna la femeia aceasta în mână și trebuie să recunosc acum că se prezintă extraordinar de bine la mână. Are niște calități fizice deosebite. E o femeie tânără de viitor și sunt convins că dacă și în anii următori o veți angaja. Și anul următor să zburăm Moscova. Dacă și ea se va afla, se va afla pe listă. Dumnezeu. Se va afla pe listă, nu? Da. Super. Nu sunteți tentați, domnul Cornel, să scoateți o pereche de pui sau măcar un pui da, din această... Chiar intenționăm să-i facem pereche, să scoatem o pereche. De și cu masculul care s-a întors la fel, nu? Care s-a întors de la Moscova. Trebuie să mai spunem aici că la maratonul columbofil de la Moscova, tandemul dumneavoastră a angajat doi porumbei, un mascul și o femelă, soțiți amândoi, deci procentaj de reușită 100%, nu? Super! Super! Încet, încet, părerea mea este că tandemul dumneavoastră va deveni o forță columbofil aici în zonă. Da, de la anul sperăm și noi să avem rezultate mai bune. Sunt convins de asta. Trecem și noi peste schimbare. Schimbarea de rută, nu? Da. Încep și porumbeii să se așeze, altfel pe noua rută, da. Oricum, începutul a fost greu, dar... Ați trecut cu bine peste el. Am trecut chiar foarte bine. Chiar foarte bine. Deci, cum se spune, am luat-o ușor de bușele și ne-am ridicat în picioare. Dar o să vă rog să nu vă opriți, domnul Cornel. Și să mergeți din succes în succes, dacă se poate să ne întâlnim la viitoarele expoziții naționale ale FRSC-ului și să am plăcerea să vă iau interviuri și să vă filmez porumbei pe locurile de podium, așa să spunem. Da, sperăm să avem rezultate pe mai bun. Da. Pe ce poziții de cuib a zburat această femelă la Moscova? Femela a... Zburatul avea o... De câte zile? De o săptămână jumate. Da. Deci se mai liniștise, era ok atunci. Da. Aceeași caracteristică deosebită, aceeași calitate la porumbei dumneavoastră, calmitatea. Este un lucru deosebit, în special la porumbei de fond și maraton. Deci, noi chiar ținem să fie porumbei cât mai calm și să recupereze foarte, foarte mult și repede. Da. Deci, porumbelul în ziua sosirii trebuie să zboare. Trebuie să zboare deja, nu? Deci, să zboare afară, da. O, super! Ați vorbit cu domnul Doru, bineînțeles că ați vorbit, nu? Da, am vorbit. După maraton și era... Este încântat. E de-a dreptul încântat, nu? De rezultate. El a fost cu inițiativa de a zbura Moscova, eu chiar nu aveam curaj să zbor. Da. Deci am considerat că chiar nu o să vină porumbei de la așa distanță, și... dar el chiar a avut încredere. Împreună a stabilit porumbei care vor participa sau dumneavoastră nu, i-ați ales? El... a hotărât să zburăm, eu am ales porumbei. Deci, două decizii înțelepte, nu?
Eu sunt convins, după cum arată această femelă, v-am spus și la mână, și masculul care s-a întors și de la Moscova, că veți obține din această pereche niște pui care vor fi deosebiți. O să mai vorbim. Sperăm ca ei să zboare și la anul, ca să avem rezultate cu ei. Și mai bune. Cu stimă, domnul Cornel, încă o dată vă transmit felicitările mele pentru rezultatele obținute, pentru toată munca pe care o depuneți, atât dumneavoastră, cât și colegul Doru Burlacu din Marea Britanie, care e alături de dumneavoastră zi de zi, cu gândul și financiar. Încă o dată, sincere felicitări.